Bă, salutare, guys, și bine ați venit la nou episod, sunt de pe Minecraft. După cum am zis că o să revenim înapoi. Și mamă, da, mi-am pus și pe română. Și ce vreau să zic, că pe episodul ăsta o să fie un pic mai diferit, pentru că și așa mă plimb pe mapă și aș cam vrea să văd construcția pe care au făcut-o playerii, nu? Pentru că majoritatea playerilor, uite, un exemplu de pe serverul ăsta, nu știu dacă o să-i dau numele sau nu, deja nu pare să mai joacă, dar au rămas construcțiile. Și e păcat să nu ne dăm un pic cu părerea despre treaba asta. Văd un mare zid, adică... Ce asta e? Chunk? Na, hai că... Așa... Arată destul de ok, părerea mea. Eu, pe cum oricum, mă plimb pe mapă ca să îmi caut o locație. Și vreau să-mi dau cu părerea, știi? Bine, care mare, care nu mare, uite cum e aici, că nu-i terminată, clar. Bă, dar asta oricum. O stat oricum o perioadă, dau până la 8, că încă nu știu. Aici nu-mi place, știi? Asta, de aici. Pentru că, nu știu, mi se pare un pic cam ciudat, știi, construcția. Hai să mai vedem în altă parte. Bă, la acoperișul ăsta, eu o să dăm pe undeva pe la un 10 pe undeva. Că Seller Minion. Uite de aici cum a rămas. S-a distrus, sau poate n-a apucat să-l facă, știi? Și atunci a rămas. Bă, dă undeva la 10, că totuși e în aer. Hai că dau 10 dacă e. Băi, parcă un pic am ciudat fără un pic de muzică, nu? Așa am zis și eu. Dacă ar, știți, niște muzici așa un pic mai bune pentru streaming, puteți să-mi recomandați și mie, îmi scrieți ori în privat, ori pe episod. Și vedem. Bă, prima dată, o altă construcție ar fi normal asta, casa asta. Nu putem intra înăuntru. Nu știu ce sale deasupra, că eu n-am mai jucat Minecraft de foarte mult timp. Aici normal, da. Mama. Și nu cred că... Da, am putut să fac treaba asta. Spawnul ăsta arată chiar ok, părerea mea, adică pentru animale, pentru un alta mâncare poți să faci cât china. Chiar arată destul de bine și e simplu, așa, îi dăm pe undeva pe la 7, părerea mea. Să nu, cu indulgență, văd aici ceva jos, dar dacă te duci, e clar că ai și murit. Uite, un exemplu aici, mai bine încă o construcție. Și apropo, ăsta e webul. Deci, de acum o să facem din nou cu webcam, dar ați văzut acum unde e poziționat. Am zis de treaba asta. Așa, episodul ăsta îl fac pe undeva pe sâmbătă, după zi de muncă. Și apoi... Hai să revenim la episod. Mamă, ce are băiatul ăsta? Stai, mă, că nici nu vreau să văd pe careva. Da, nu pot să le sparg, mă rog. Pentru jucătorii de Minecraft nu asta. Așa arată super bine. Cred că are... Ia. Da, mă, de pe unde... Pe unde puteai să intri? Așa arată destul de bine aici, chiar că o să dăm un 10. Deci, eu pun stil de asta de food. Aici parcă ar fi a mâncare. Sau, ce sunt plantele astea? Da, de aia te duci așa de repede că e asta aici. Aici, da, nu putem intra. Bine, am putea să intrăm numai dacă facem niște buguri. Da, na, totuși. E un stil de chinez. Cam așa. Da, pun pe undeva, pe la un 10. 10 putem să dăm. Spune și voi părerea voastră pe care o aveți față de aceste construcții. Aici cred că e ceva spawner. Și desigur nu cred că, da, nu o să pot, nu mă bag. Nu mă bag, dacă nu pot, nu mă bag. Asta zici că parcă ar fi o mică sabie
din câte văd. Și da, aici e ceva micuț. Cred că asta a fost prima dată și după aia a urmat nebuneala asta. Hai să vedem o altă construcție pe unde mai putem găsi. Ia un căluț. O luăm pe aici. Vreau să mă duc să-mi caut un spawner. Un spawner. Da, unde să mă duc să stau cu... Okay. Să nu mai fie nevoie să mă mai plimb pe mă, pot să încep și eu aici, dar poate un pic cam târziu pentru că, na, de cât ați văzut, deja ca majoritatea playerilor, așa că am construit de toate. Bă, dar și aici, ce mă? Uite-te aici, frate. Ui, ui, aici l-a distrus, clar. E posibil cam de aici să fi pornit ei. Hai să vedem dacă putem lua ceva. Da, să am luat pe asta, chiar o să am nevoie. Undeva. Asta e un fel de tif, știi? Oricum nu mai le folosește nimeni. Și... cam asta e. Numai din păcate... au rămas foarte multe cufere cu... ia, vezi? You cannot, dacă nu... nu ți-o dau voie și atunci... na. Bă, până acum am prins o zonă destul de mare cu... ca asta, apropo, nu mă las de tucul meu, că mi-e foame. Și mi l-am adus aici, abia și să termin episodul, bă, care aveți tuc. Vă pup pe gheață acolo, bine? Așa aici, cred că era normal, dar nu știu, n-am înțeles podul ăsta. Sincer, sincer, nu prea îl înțeleg să... da, nu. Nu mă interesa să intru, să mă bag acum pe coloț. De cât observ pe serverul ăsta sunt cam mulți player încă și acum în momentul de față și... e totuși un pic mai... până vă aproape 300 și ceva de player. Chiar asta am făcut un episod înainte în care am întrebat că... oare să mai merg te juca Minecraft, mă? Știți bine că nu am avut și server. Da, din păcate, din cauza fostului scripter, dacă am întrerupt tot. Da, asta e, n-am ce după el. Că știi cum e, nu-i porpică. El a ales să pleca, măcar trebuia să zică pe față. Bă, în fine. Motivul, știi? Dar oricum mai avem serverul un pe stick. Deci putem să-l facem oricând. Dacă mă bag un pic la creație, chiar o să știu acum. Față de cum a fost atunci, în perioadele alea. O altă construcție ar fi prostia asta, dar nu pot să-mi dau seama ce e. Poate pentru un jucător de Minecraft care joacă chiar non-stop, voi știți, chiar nu poate nu e o prostie, dar totuși. E o prostie pentru că nu mai e nimic acolo, știi? Că majoritatea persoanelor ori au dat cu lavă, ori ceva și cam atât. Băi, băiatule, da. Nu știu la cine a fost stângând de aici, să fiu sincer cu ăsta e alte construcții. Deci, cred că aici e finalul. Și de aici cam pot sări în jos. Dar ce urât mi se vede de aici. Trebuie să pot să ajung odată în jos. Hai că apa e... un plop. Stai mă că mi-o luat pe ăla și... nu vreau să mă bag acum, că după aia e clar că iau respawn. Am și itemele astea de început. Da, am înțeles. Ia să încercăm noi. Așa e, acum e bine. Ia să încercăm noi să ne ducem un pic mai repede înapoi. Referitor la foarte multe chestii aici, iau un portal făcut. Dacă aș fi fondator, după cum am și zis că bă, odată la o lună, două, după ce a început lumea să își facă mai multe decât... și după ce a fost bătut dragonul... și, da, au avut prea multe... mamă, dacă tot băgat aici... ești nebun la cap... dădea un wipe, știi? Pentru că... era destul de ok, sincer. Bă, de-au făcut ăștia mine, tu ești nebun?
Să ne grăbim un pic în jos. Dacă mai pot, mai dacă ba pot că avem pe astea. Hai să vedem până unde să pat băieții, băi. Vedeți, aici e clar cu un 10. Deci aici e clar un 10. Chiar îmi place, adică eu n-aș fi avut răbdare să fac așa ceva. Ați văzut bine când s-a făcut acolo la noi. Văd o lumină sau poate nu mi se încarcă mie. No, mă rog. Hai să... Bă, foarte mult, mă, dar un... Chest, ceva, n-aș găsi. Ia, nu. Ar vrea eu chesturi, ești nebun. Păi și... Da, o să dăm un wild. Da, n-am înțeles că e clar că nu poți. Acum sper. Acum cum faci? Cred că e băgat prin textură, ha? Ia să vedem. Dacă pot să mă grăbesc un pic. Bă, dar nu, pă, m-a blocat aici. No, în fine. Mamă, și asta sunt albastre, te observi? Cupuri de Ender, da, dar nu... E clar că nu mai... Privată, cred că așa... Eu îți făcea alea, hai să vedem aici. Da, nu, o să dăm un wild. Că... E un fel de respawn, știi? Per. Bă, cam atât a fost tot episodul. Îmi pare rău că am ajuns poate cu câțiva ani, secole, de fapt cu reacția la căsul și la alta. Am zis că făceam la mine pe server treaba asta. Și am făcut poate chiar un episod, dar nu l-am terminat. Nu m-am deloc nici nimic. Deci, nu mai am... Nu mai am... Cum să zic, episoadele alea pe care le-am avut înainte. Aici mi skin. Bine, pe care l-am avut. Așa că, da, nu uitați de butonul de like și subscribe. Și ne auzim pe data viitoare, ești nebun? Trebuie să facem un mic thumbnail. M-am pupat. Dacă ți-a plăcut, nu uitați de butonul de like și subscribe. Pa, pa!